Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, aș vrea acum să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Genesa, capitolul 3, versetele de la 6. Până la 13. Vă invit să ne ridicăm în picioare în semn de respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu și cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră. Vă rog să le deschideți în prima carte a Scripturilor, Genesa, capitolul 3. Începând cu versetul 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care sporuncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine. Ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Amin. Scumpă biserică, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem în seara aceasta împreună în casa lui Dumnezeu. Și prin harul Domnului avem din nou ocazia să privim în Scripturi, să privim la Domnul, la cuvântul Său. În seara aceasta am ajuns la lecția numărul 2 din ciclul intitulat Întrebările Bibliei. Dacă vă mai aduceți aminte, prin harul Domnului data trecută, am prezentat întrebarea, cine ești? În seara aceasta am ajuns la o a doua întrebare dintre multele întrebări pe care Biblia le pune oamenilor, unde ești? Dacă întrebarea de data trecută avea drept scop să identifice poziția omului în fața lui Dumnezeu, întrebarea din această seară are drept scop să identifice locul omului în fața lui Dumnezeu. Evenimentul biblic citit din Genesa în această seară prezintă o realitate dureroasă când omul se ascunde de Dumnezeu și totuși Dumnezeu din iubire îl caută pe omul ascuns. Întotdeauna Dumnezeu a fost, este și va rămâne interesat de om și de destinul lui veșnic, drept pentru care îl caută mereu și mereu pe om. Chiar și după căderea în păcat, Dumnezeu a continuat să îl caute pe om. Iisus a venit pe pământ și i-a invitat pe oameni la el, spunând, veniți la mine voi toți. Întotdeauna Dumnezeu l-a căutat pe om. Căutarea aceasta a lui Dumnezeu exprimă dragostea și interesul său pentru oameni și pentru situația teribilă de păcătoși în care oamenii se găsesc. Dumnezeu l-a creat pe om cu alte intenții.
Însă omul a pervertit intenția lui Dumnezeu și a ajuns în dezastru, stricând relația spirituală cu Domnul și fiind pus în situația să se ascundă de sfințenia lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu l-a creat pe om să se bucure de prezența sa, de părtășia sa, de dragostea sa. Care este motivul pentru care s-a ascuns omul? La această întrebare se poate răspunde în multe feluri din punct de vedere al intensității răspunsului, al pătrunderii răspunsului. Aș vrea în această seară să pătrundem mai adânc în răspunsul la această întrebare, nu doar să răspundem că omul s-a ascuns datorită păcatului. Este adevărat, răspunsul general și biblic este că omul s-a ascuns simțindu-se vinovat de păcatul pe care l-a făcut. Însă vreau să mergem puțin mai adânc în pătrunderea acestei afirmații, omul s-a ascuns datorită păcatului făcut, și să înțelegem de fapt care este mecanismul care funcționează în mintea, în sufletul și în duhul omului în astfel de situații. Și intenționez să realizăm acest studiu nu doar ca să observăm vinovăția celor doi oameni din grădină, ci să realizăm că istoria se repetă cu noi în același fel. Motivul pentru care omul s-a ascuns de Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a așezat în prezența sa, unde se bucura de toată dragostea și de toată atenția Creatorului. Însă în momentul în care omul a păcătuit, omul a stricat relația cu Creatorul și a intrat în conflict cu El. Simțindu-se în conflict cu Dumnezeu, omul n-a avut puterea să vină în fața lui Dumnezeu în această stare și fiindu-i rușine și frică s-a ascuns. Starea de fericire și de confort total în care omul a fost făcut și așezat în grădina Edenului depinde întotdeauna de părtășia cu Dumnezeu. Pentru că părtășia cu Dumnezeu este singura care împlinește nevoile fundamentale ale omului, ale existenței umane. Când aceste nevoi sunt împlinite de Dumnezeu, ele dau echilibru personalității umane. Și omul, fiind într-un echilibru al personalității, se simte atras în relația cu Dumnezeu și motivat să-L iubească pe Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu în atmosfera de sfințenie în care trăiește Dumnezeu. Când aceste nevoi fundamentale ale omului nu mai sunt împlinite de Dumnezeu, pentru că omul pleacă din prezența Domnului și se ascunde, omul atunci, rămânând cu aceste nevoi neîmplinite, se îndreaptă în mod sigur înspre dezastru. Dezastru care mai întâi este interior și care mai apoi se exprimă în exteriorul lui. Aceste nevoi sunt multe, dar probabil că eu voi prezenta trei în această seară. Nevoia de siguranță, nevoia de valoare de sine și nevoia de semnificație. Între nevoile pe care omul le are, aceste trei nevoi sunt cele mai mari. Siguranța înseamnă starea de pace și de liniște totală, de încredere pe care un copil o are în părinții lui atunci când este lângă aceștia și ei îl ocrotesc, îi poartă de grijă, îi împlinesc nevoile. Copilul se simte în siguranță la sânul mamei. Atunci când copilul se naște și plânge foarte des, el plânge pentru că este speriat de lumea în care a intrat și se simte în nesiguranță. Când îi este frig, se simte în nesiguranță, în pântecele mamei, niciodată nu e frig, e aceeași temperatură, nu-i varnă, nu-i iarnă acolo. În pântecele mamei lui nu este în pericol în niciun fel, nu-l înțeapă niciun țânțar, nu-l sperie nimic.
Acolo este într-o liniște deplină și într-o siguranță totală. Ieșind în lume prin naștere, el devine vulnerabil la frig, la căldură, la zgomot, la înțepături, la lovituri, la foame, la sete. Acolo nu este foame și sete pentru că este racordat printr-un furtunaș de mâncare tot timpul. N-are nicio problemă, nici nu trebuie să sugă, să facă efortul să sugă. Copilul în pântecele mamei lui trăiește cea mai confortabilă parte din viața lui. Ieșind afară, el se simte vulnerabil, în nesiguranță și își exprimă nesiguranța plângând. De aceea el caută sânul mamei, pentru că acolo se simte ocrotit. Ei, asta înseamnă nesiguranța pe care omul o încearcă când strică relația cu Dumnezeu. Așa cum copilul caută brațele mamei care să-l ocrotească și atunci tace. Ați observat de multe ori când pastorii iau copiii în brațe să se roage pentru ei la binecuvântare? Plâng de la început până la sfârșit, îl tot mișc în toate felurile, nimic, mai tare plânge. Și cum îl dau lui maică-sa, zici că i-a întrerupt sonorul, nu mai zice nimic. Are o lună jumate, nu știe nimic de el și simte, miroase, își dă seama că acolo e bine pentru el. Acolo e ocrotit, de parcă eu aș vrea să-i fac ceva. El simte că nu e unde trebuie, nu e în siguranță. Ei, omul are această nevoie, chiar adult fiind, e nevoia fundamentală de siguranță. Instinctul de conservare se numește această nevoie a omului de a se apăra. Datorită instinctului de conservare, omul se ferește când cineva vrea să-l lovească. Țipă când este frică, fuge când este în pericol, își pune încuietor sau sistem de alarmă în casă, pentru că instinctul de conservare se numește preocuparea omului pentru propria rămânere în viață, în existență, ferindu-se de tot ce îl pune în pericol. Când oamenii sunt mai tineri, instinctul de conservare e mai mic, drept pentru care tinerii sunt imprudenți. Se expun la tot felul de pericole. Când eram copil de vreo 13, eram în clasa a șasea, m-am urcat pe un deal și mi-am dat drumul pe bicicletă, urcându-mă cu picioarele pe ghidon, pe coarnele la bicicletă. Și am făcut asta o dată, de două, de trei ori și ceilalți îmi spuneau, mă, e periculos, ce faci tu? Și eu spuneam, pentru mine nu-i. Și am căzut și mi-am rupt mâna și am stat câteva săptămâni în spital și am avut o experiență foarte neplăcută. Acum, dacă mai pune să-mi dau drumul de pe deal, nu numai că nu mai m-aș urca pe ghidon, dar nici nu mai m-aș urca nici pe bicicletă. N-aș mai sta nici unde trebuie, nu unde nu trebuie. Aș spune mulțumesc, mă duc pe jos. De ce? Vârsta a adăugat prin experiență, prudență și instinctul de conservare acum e mai puternic. Acum am mai multă grijă de mine decât la 13 ani. La 13 ani aveam numai aer în cap. E, instinctul de conservare exprimă nevoia de siguranță. Opusul siguranței este frica. Iar frica este suficientă ca să ia liniștea și bucuria unui om. Când omul s-a ascuns, primul motiv pentru care s-a ascuns a fost lipsa de siguranță, adică frica. El cu gura lui spune, Doamne, mi-a fost frică. Acum ascultați-mă cu băgare de seamă. Când omul nu se simte în siguranță, face prostii. Omul când este la frică, fură, minte, se comportă greșit, ia decizii greșite, face atitudini greșite, pentru că frica îl predispune să facă ceva ieșit din normele comportamentului normal pentru ca să scape din situația în care a intrat. Ei, omul spune, Doamne, mi-a fost frică de pentru care m-am ascuns. Omul s-a ascuns de Dumnezeu pentru că i-a fost frică. A fost în nesiguranță și fiind în nesiguranță, în loc să se ascundă în brațele lui Dumnezeu, căutând prezența Domnului, a fugit de Dumnezeu. Siguranța întotdeauna exprimă starea în care ești. Ești în siguranță sau în risc vulnerabil. Când omul este deportat din grădină de Dumnezeu, pierde starea de siguranță inițială pe care a avut-o când Dumnezeu l-a așezat în grădină și devine vulnerabil la păcat, la boli, la îmbătrânire, la moarte și la lipsuri. Atâta timp cât a fost în grădină, omul n-a îmbătrânit, omul n-a murit, omul n-a cunoscut experiența păcatului, a crimei,
Dar după ce a ieșit afară, omul a devenit vulnerabil. El a simțit această vulnerabilitate, această nesiguranță în care a intrat, n-a mai știut cum să se comporte și s-a ascuns. Întotdeauna opusul siguranței este frica. Omul este ori în siguranță, ori într-o stare de frică. Fiecare dintre noi, în fiecare clipă, suntem ori în siguranță când ne punem prin credință în brațele Domnului și spunem, Dumnezeu îmi poartă de grijă, ori ne luăm viața în propriile mâini și atunci încercăm să driblăm obstacolele vieții fiind plin de frică. Ne luăm viața din mâna lui Dumnezeu, ne ascundem de Dumnezeu și trăim într-o stare permanentă de frică, de frustrare și de teroare. Și mai apoi ne plângem că suntem stresați, un stres pe care noi înșine îl alegem. Există posibilitatea să spui viața în mâna lui Dumnezeu, pentru că din brațele lui Dumnezeu nu te poate smulge nimeni. Cine poate să-i facă rău unui copil când e în brațele mamei sale sau în brațele tatălui său și aceștia mai sunt încă în viață? Cui ai permite dumneata să-i facă rău propriului copil pe care îl ții la piept? Cine ar avea îndrăzneala să treacă peste dumneata și să-i facă un rău propriului copil? Atunci când ești în mâna lui Dumnezeu, nimeni nu-ți poate face rău. Când te bazezi pe merite personale sau pe alte artificii umane care speri să-ți ofere siguranța, te faci vulnerabil. Omul s-a ascuns și ascunzându-se, el și-a dublat problema, și-a amplificat problema. Locul lui nu era în spatele unui tufiș, locul lui era în brațele lui Dumnezeu. Chiar dacă a păcătuit, locul lui era în brațele lui Dumnezeu. Nici o mamă nu-și omoară copilul când sparge geamul vecinului. Nici un Dumnezeu nu omoară un fiu al său născut din nou atunci când în mod accidental cade într-un păcat. Locul omului care păcătuiește nu este să se ascundă de Dumnezeu. Nu se soluționează problema în felul acesta. Locul omului care păcătuiește este să meargă la Dumnezeu cu pocăință și să spună, Doamne, nu lua de la mine pe Duhul Sfânt, dă-mi din nou o inimă bună și un duc statornic, Dumnezeule. Adam și Eva au avut o problemă și au găsit o soluție greșită la problema lor. A doua nevoie pe care omul o are este valoarea de sine. Pe lângă siguranță, valoarea de sine înseamnă sentimentul că ești folositor, important și valoros în ochii lui Dumnezeu, în locul unde El te-a așezat. Opusul valorii de sine este sentimentul de inferioritate. Sentimentul acesta de inferioritate poate fi mai mare sau mai mic în intensitate. Când intensitatea sentimentului de inferioritate crește dincolo de limitele, hai să spunem, normale, măcar că niciodată nu e normal, el devine un complex, o obsesie de inferioritate. Sunt oameni care au complexe de inferioritate datorită unui handicap fizic, datorită stării materiale, datorită descendenței dintr-o familie unde tatăl e alcoolic sau mama are alte probleme, și oamenii aceștia, atât de rușine le este de starea lor, de ceva din viața lor, încât ei încep să se considere inferior la toți ceilalți oameni. Și această stare de inferioritate din mintea lor începe să o exprime. Și ei, cu fapta, aleg să devină inferior față de toți semenii lor. Ei se cred întotdeauna mai urâți, ei se cred întotdeauna pe locul 2 și ei înșiși se așează în viață pe locul 2 sau pe locul 3 și acolo rămân până mor. Sentimentul de inferioritate nu trebuie confundat cu modestia care este necesară, nici cu smerenia care este absolut necesară. Sentimentul de inferioritate este un defect, timpul în care modestia și smerenia sunt calități. Pentru că sentimentul de inferioritate nu este modestie și smerenie, ci este un defect de percepere a propriei valori de sine. Te vezi un om lipsit de privilegii, lipsit de avantaje și de beneficii, crezi că Dumnezeu nu te mai iubește, soția nu te mai iubește, păstorul nu te mai iubește, nimeni nu dă un ban pe tine și nu mai ești important pentru nimeni. Cei mai mulți oameni care se sinucid datorită complexului de inferioritate.
Spunea de dimineață fratele David în predica lui un exemplu statistic din România, unde 7 oameni din clasa media a societății românești, aproape săraci, au câștigat la loto sau în alte feluri o mulțime de bani și s-au îmbogățit printre noapte, peste noapte. Atâta timp cât au fost săraci, au fost liniștiți. După ce s-au îmbogățit, 3 din ei s-au sinucis. Întreb eu, cine i-a sinucis? Ei înșiși, că sinucidere înseamnă să te ucizi pe tine. De ce? Sentimentul de inferioritate dus la extrem te face să crezi că nu te mai iubește nimeni, că nu mai ești bun de nimic și pentru că nu mai ești bun de nimic, mai bine mori, că și așa trăiești degeaba. Cei mai mulți oameni care s-au sinucis nu s-au sinucis din alte motive decât pentru faptul că au simțit că nu-i mai iubește nimeni, că nu mai sunt importanți pentru nimeni. V-am mai spus exemplu când o adolescentă a căzut într-un păcat, s-a culcat cu un băiat, a rămas însărcinată și a încercat să ascundă sarcina ei câteva luni de părinți. Până la urmă, devenind vizibilă, s-a dus la mama ei și a spus: mamă, uite ce am făcut. Mama era ființa care, din punctul ei de vedere, a iubit-o întotdeauna și întotdeauna a ocrotit-o și a fost mai îngăduitoare cu ea. Și a zis: ea, nu pot să mă duc la tata că mă omoară, nu pot să merg la biserică că aceștia mă exclud, dar am să merg la mama pentru că mama e mamă și ea o să mă înțeleagă. Chiar dacă am făcut un lucru foarte grav, mama o să mă înțeleagă. Când ea a spus asta mamei ei, mama ei a disperat, imaginați-vă inima de mamă în situația asta, și a spus următorul lucru: pleacă din fața mea și să nu te mai întorci niciodată. Mama asta i-a spus la nervi, dar ea fiind într-o stare de depresie, simțindu-se vinovată și rușinată de propriul păcat, auzind și faptul că nici ultimul om la care mai spera înțelegere și iubire nu mai înțelege și nu mai iubește, s-a urcat în podul casei cu o frunie și a agățat-o de gât și s-a spânzurat și a omorât acolo 2 vieți, pentru că a spus ea: pe mine nu mai mă iubește nimeni. Dumnezeu nu mai mă iubește pentru că am curvit, mama nu mai mă iubește pentru că am un copil în burtă și pe mine nu mai mă iubește nimeni. De ce rost are să mai trăiesc? Și fata aceasta s-a sinucis. Ei, omul a fost în grădina Edenului și a avut valoare de sine. Avea o valoare de sine care venea din faptul că Dumnezeu l-a creat, l-a făcut. Și acum el a știut că Dumnezeu o să-l deporteze, o să-l alunge, nu-l mai acceptă. Și a zis el: Dumnezeu nu mai mă acceptă, cu cine o să stau, cu elefanții pe la care le-am pus nume? Și omul atunci și-a pierdut valoarea de sine. Valoarea de sine este un lucru foarte important. Scriptura spune: nimeni să nu aibă despre sine o valoare de sine mai mare decât se cuvine, o părere mai înaltă. Valoarea de sine înseamnă părerea pe care o ai despre tine. Scriptura nu spune să ai o părere proastă despre tine, cum predică unii. Scriptura spune să nu ai o părere mai înaltă decât se cuvine, dar cât se cuvine să o ai. Cât se cuvine să o ai. Dacă ești tată, să nu zici că nu ești tată. Dacă ești pocăit, să nu zici că ești pârlit. Dacă ești un bărbat, să nu zici că nu ești. Dacă ești un om bogat, să nu te comporți ca și cum n-ai avea nimic, că e o modestie falsă. Scriptura spune să n-ai o părere mai înaltă decât se cuvine, dar cât se cuvine să o ai. Ce părere ai tu despre tine însuți îți dă curaj în viață. Dacă tu spui în viață: pe mine nu mă iubește nimeni, nu mă iubește Dumnezeu, nu mă iubește familia, eu sunt un proscris, sunt al nimănui, eu mai bine mă sinucid. Păi e normal că ajungi la concluzia asta. Dar când tu spui: eu sunt sigur că Dumnezeu mă iubește, eu sunt sigur că am acasă o persoană care mă acceptă și atunci când greșesc, eu sunt sigur că copiii mei de-a lungul celor 20 de ani de copilărie în casa mea au văzut și anumite defecte la mine, nu numai calități, dar eu sunt sigur că vor avea înțelegere și mă vor accepta și mă vor respecta chiar și dacă au văzut anumite greșeli în comportamentul meu de tată. Eu sunt sigur că frații din biserică, o dată în viață, de 2 ori în viață, atunci când voi avea un comportament puțin ne la locul lui, să zicem că într-o anumită împrejurare ridic tonul la colegul meu de slujbă, nu e un lucru lăudabil, dar asta se poate întâmpla. Ei, fratele acesta, eu sper că mă va ierta și că mă va privi cu respect ca și înainte, neținându-mi în seamă ieșirea mea. Eu sper aceste lucruri și pentru că sper, am curaj în viață. Iubirea lui Dumnezeu îmi dă curaj. Iubirea fratelui meu și iertarea lui îmi dă curaj. Iubirea soției mele, acceptarea propriilor copii, iubirea frățietății îmi dă curaj. Dar când toți îmi dau un cap și îmi spun: ești un prost, ești un fraier, ești un nimeni în drum, mai bine te sinucizi, nu ești bun de nimic, până la urmă nu mai am puterea să înfrunt această avalanșă de reproș. Și nu e mare lucru dacă nu cumva îmi pierd valoarea de sine
Intru într-o stare de inferioritate, cred ce spun toți oamenii despre mine și ajung la concluzia, mai bine mă sinucid. Frații mei, orice pocăit trebuie să știe că Dumnezeu îl iubește. În momente de criză, ăsta este singurul lucru care mai contează. Ascultă-mă, dacă nu ții nimic minte din predica asta, te rog frumos, fă efortul să ții minte măcar atâta lucru. Oriunde ajunge în viață, Dumnezeu te va iubi mereu, în speranța că iubirea Lui te va îndemna din nou să te întorci și să te pocăiești. Nu există în istoria umanității nici măcar un Hitler care să se întoarcă înapoi la Domnul cu pocăință prin credință și să nu fie iertat. Nu există. Dumnezeu are o iubire veșnică, dar iubirea lui Dumnezeu nu-i desfințează dreptatea. Între dreptate și iubire există un echilibru perfect și amândouă își fac slujba în egală măsură în funcție de fiecare circumstanță. Valoarea de sine este un lucru pe care omul l-a pierdut în Eden. S-a ascuns datorită fricii, a pierdut siguranța și s-a ascuns datorită complexului de inferioritate, sentimentului de inferioritate pe care l-a avut. Dacă siguranța înseamnă în ce stare ești, valoarea de sine înseamnă cine ești tu înaintea lui Dumnezeu. Ești un om lepădat sau ești un om pe care Dumnezeu continuă să-l iubească? Vreau să vă întreb, dacă Iuda s-ar fi pocăit, nu s-ar fi spânzurat, ar fi plâns cu amar ca Petru, s-ar fi întors după Domnul și l-ar fi urmat toată viața. Îndrăznește și ridică mâna dacă crezi că Iisus nu l-ar fi iertat. Ascultă-mă ce-ți spun. Dacă Iuda s-ar fi pocăit, Iisus Hristos l-ar fi iertat cum l-a iertat pe Petru, cum m-a iertat pe mine și cum te-a iertat pe tine. Nu Domnul Iisus l-a făcut pe Iuda vânzător, El s-a făcut vânzător. Și dacă tot el alegea să se pocăiască, Domnul l-ar fi iertat, pentru că Dumnezeu acceptă pocăința oamenilor. De aceea pocăința este soluția pentru iertarea păcatelor. Dumnezeu te iubește, omule. Poate nu ești cel mai bun bărbat sau femeie din adunare. Dumnezeu te iubește. Dar iubirea lui Dumnezeu nu te îndeamnă să trăiești în mediocritate, pentru că oricum beneficiezi de iubirea Lui. Iubirea lui Dumnezeu te face să te simți jenat, că în loc să te pedepsească, Dumnezeu te iubește. Unul dintre motivele pentru care eu m-am pocăit când m-am pocăit la vârsta de 21 de ani a fost că mi-a fost groază, mi-a fost îngrozitor de rușine de Dumnezeu. În clipa în care am înțeles Evanghelia, m-am simțit atât de rușinat pentru faptul că eu m-am văzut un om rău care meritam să fiu aruncat în centru iadului, unde e flacăra de foc cea mai puternică, și acolo să ard pentru toată netrebnicia mea. Și în loc să mă pedepsească Dumnezeu, m-a iertat. M-am simțit atât de umilit de iertarea lui Dumnezeu, încât mi-am pus ambiția să îi dau lui Dumnezeu, acestui Dumnezeu, restul vieții mele ca o ofrandă de recunoștință pentru binele care mi l-a făcut când nu meritam. Nu m-am pocăit pentru că mi-a fost frică de iad, ci m-am pocăit pentru că Dumnezeu m-a câștigat cu iubirea și cu iertarea Lui. Nimeni nu m-a iubit vreodată așa cum iubește Dumnezeu și niciun om nu poate iubi la dimensiunea și la intensitatea la care iubește Dumnezeu. Valoarea de sine este părerea ta despre tine însuți. Sigur că există și sentimentul de superioritate, cealaltă extremă. Când oamenilor li se urcă în cap că dacă au școală sunt mai importanți decât cei care n-au școală. Dacă au bani, sunt mai importanți decât cei care n-au bani. Dacă au o mașină mai nouă sau mai scumpă, sunt mai importanți decât alții care nu au. Dacă au business, sunt mai importanți decât cei care lucrează la oră. Dacă sunt mai de demult în America, sunt mai importanți decât cei care au venit ieri. Oameni buni, asta e prostie, dar prostie curată. Valoarea unui om nu-i dată de banii care îi are. Valoarea unui om nu-i dată de școala care o are, nici de vechimea în America, nici de nimic altceva. Valoarea unui om este dată de faptul că l-a făcut Dumnezeu. Nu-s găină, nu-s muscă, nu-s elefant, sunt om ca dumneata, suntem egali. Că în fața societății suntem diferiți, că în fața băncii suntem diferiți, că în fața oamenilor suntem diferiți, accept, dar în fața lui Dumnezeu nu există diferență între noi. Bărbați, femei, tineri, bătrâni, născuți în Africa, în America sau în România, oamenii sunt egali. Respectați-i pe toți oamenii, dați-le credit la toți oamenii. Nu faceți diferență între oameni.
Nu vă simțiți mai importanți decât alții, chiar dacă sunteți mai bogați, mai deștepți, mai frumoși, mai realizați. Nu lăsați ca aceste lucruri să vă dea senzația că sunteți super oameni. Nu există super oameni decât în iad. Omul a fost conștient de valoarea sa de sine datorită câtorva motive. Primul dintre el, omul a fost făcut de Dumnezeu, timp în care toată creația a fost creată de Dumnezeu. Singura ființă făcută este omul, toate celelalte sunt create. Făcut înseamnă făcut din ceva, creat înseamnă creat din nimic. Omul n-a fost creat din nimic. A luat Dumnezeu ceva ce exista, pământ, și l-a făcut. Omul nu-i creat, omul e făcut. În al doilea rând, singura ființă care a fost făcută după asemănarea, după chipul lui Dumnezeu, o asemănare intelectuală, spirituală și sentimentală, este omul. Nu o asemănare fizică. Noi nu avem înfățișarea fizică a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu arată ca noi, dacă vreți să știți. Dumnezeu este spirit, este duh, iar duhul nu are o formă fizică. Dacă vă referiți la teofaniile, când teofanie înseamnă arătarea lui Dumnezeu într-un chip vizibil. Angelofanie înseamnă arătarea unui înger în chip vizibil. Biblia este plină de angelofanii, mai puțin de teofanii. Dar Dumnezeu când se arată, sau un înger când se arată în mod fizic, se arată nu că el are chip fizic, ci pentru ca noi să-l vedem și să realizăm că ne-am întâlnit cu o ființă care vrea să ne vorbească. Dar Dumnezeu nu are un chip uman, fizic, ca al nostru. Asemănarea noastră cu Dumnezeu e o asemănare spirituală, e o asemănare sentimentală și este o asemănare intelectuală. Trebuie să acceptăm și că intensitatea acestei asemănări este mare, făcând diferența între noi și Dumnezeu. Când omul a fost deportat din grădină, valoarea de sine inițială este pierdută și omul nu mai este compatibil să rămână în prezența lui Dumnezeu datorită pierderii valorii de sine. Valoarea de sine este echilibrul personalității umane, iar extremele sunt, așa cum spuneam, sentimentul de inferioritate, care e foarte dăunător, și sentimentul de superioritate, care este foarte dăunător. Echilibrul este valoarea de sine, adică o părere corectă despre tine. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Al treilea lucru care este o nevoie fundamentală și pe care numai Dumnezeu o poate împlini în viața unui om este semnificația. Fiecare dintre noi avem nevoie de semnificație, adică să facem o diferență în lumea în care trăim cu ceea ce știm să facem. Siguranța înseamnă unde ești. Valoarea de sine înseamnă cine ești. Semnificația înseamnă ce faci. Opusul semnificației este starea de inutilitate și de nemulțumire, care este ucigătoare pentru orice om. Semnificația exprimă întotdeauna, așa cum anticipam, ce faci. Cu ceea ce faci, schimbi ceva, faci o diferență în mijlocul oamenilor în care trăiești? Dumnezeu îi dă omului misiunea să fie partener cu el în organizare, în îngrijire, în păzire și în administrarea grădinii. Activități care dăteau semnificație omului. Când omul este deportat din grădină, pierde oportunitatea să mai fie partener cu Dumnezeu. Dumnezeu îl exclude din parteneriat cu el și pierde oportunitatea să mai facă misiune în grădină, să mai administreze grădina. Atunci își pierde și semnificația. Omul își pierde siguranța și vine frica. Omul își pierde valoarea de sine și vine rușinea și inferioritatea. Și omul își pierde semnificația și vine falimentul, sentimentul de inutilitate și de nemulțumire. Ei, datorită acestui complex de stări interioare care i-au ucis personalitatea, care l-au dezechilibrat, care l-au împins în depresie și într-o stare foarte complicată, a luat o decizie greșită și în loc să se arunce în brațele Domnului, unde ar fi găsit iertare, omul s-a ascuns de Dumnezeu. Când omul este deportat din grădină, își pierde semnificația inițială și oportunitatea să mai colaboreze cu Dumnezeu și să mai rămână în parteneriat cu Dumnezeu. Frica, rușinea și falimentul au fost manifestările păcatului care s-au manifestat în Adam și în Eva.
motive pentru care ei au luat o decizie greșită și s-au ascuns de Dumnezeu. Înainte de căderea în păcat, omul se întâlnea bucuros cu Dumnezeu. După căderea în păcat, omul s-a ascuns de Dumnezeu. Înainte de căderea în păcat, omul a apreciat-o pe Eva ca fiind o soluție a lui Dumnezeu la nevoia lui. După căderea în păcat, el a învinovățit-o pe Eva și a spus: din cauza ei am păcătuit. Dar nu era adevărat, a păcătuit din cauza lui, din cauza ei. Ea l-a ispitit, dar el a fost cel care s-a lăsat ispitit. Înainte de căderea în păcat, Eva era frumoasă și suficientă pentru el. După căderea în păcat, el a îmbrăcat-o în frunze. Înainte de căderea în păcat, a administrat grădina. După căderea în păcat, el însuși cu mâna lui a distrus grădina și a fost scos afară din interiorul ei pentru întotdeauna. Aceste tendințe păcătoase au rămas până astăzi în viața omului. Socotiți dumneavoastră dacă astăzi oamenii nu trăiesc într-o stare de autonomie față de Dumnezeu, într-o stare de nepăsare față de sfințenie, într-o stare de tendință de păcat, într-o stare când învinovățesc pe alții ca să se justifice pe ei și într-o stare în care cred că se pot mântui prin merite personale, inventând tot felul de artificii care îi îndreptățesc în mod artificial înaintea lui Dumnezeu. Motive pentru care oamenii se ascund. 2. Motive pentru care Dumnezeu îi caută pe oamenii ascunși. Ciudat. Motive pentru care Dumnezeu îi caută pe oamenii ascunși. Nu vi se pare ciudat că Dumnezeu are puterea să caute un om care s-a ascuns? Dacă eu eram în locul lui Dumnezeu, probabil că aș fi spus: a greșit? Da. Unde e? S-a ascuns. Să fie sănătos, să stea acolo. Dumnezeu însă îl caută pe om, pentru că Dumnezeu nu-i ca omul. De aceea îl caută oamenii pe Domnul, pentru că El ascultă rugăciunile. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este cea mai mare nevoie a oamenilor. Dragostea lui Dumnezeu îți dă siguranță, fără de care vei fi dezechilibrat tot timpul. Dragostea lui Dumnezeu îți dă valoare de sine, fără de care vei fi dezechilibrat tot timpul. Dragostea lui Dumnezeu îți dă sens, semnificație vieții, fără de care vei fi dezechilibrat tot timpul. De ce Dumnezeu caută pe oameni când se ascund? În primul rând, pentru că Dumnezeu are grijă și dragoste față de omul creat. Dragostea și demnitatea care îl caracterizează pe Dumnezeu îl determină să fie fidel relației și angajamentului care l-a făcut cu omul. Și Dumnezeu, cât trăiește un om, îl caută. Pe cel mai rău om de sub soare, Dumnezeu îl caută până moare. Și în toate felurile îl îndeamnă la pocăință, spune Luca în Fapte, capitolul 17. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pe cine îndeamnă bunătatea lui Dumnezeu la pocăință? Pe oamenii nepocăiți. Pe care oameni nepocăiți? Pe cei mai nepocăiți dintre oameni. În al doilea rând, Dumnezeu îi caută pe oameni nu doar datorită grijei și iubirii lui, ci și datorită autorității și responsabilității lui de Dumnezeu. Dumnezeu a investit în om și are așteptări la om. De asemenea, în orice situație, el trebuie să țină lucrurile în control. El nu lasă universul creat pe mâna oamenilor, nici măcar pe mâna îngerilor. Când a existat primul conflict în lumea îngerilor, Dumnezeu l-a soluționat. S-a simțit responsabil să facă ordine. Când a existat primul conflict în Eden între primii oameni, Dumnezeu s-a simțit responsabil să facă ordine. Dumnezeu a soluționat conflictul din lumea îngerilor. Dumnezeu soluționează conflictul din lumea oamenilor. Ascultă-mă! Dumnezeu va soluționa conflictul din viața dumitale și din circumstanța în care ești. Dacă ești nedreptățit, dacă cineva te lovește în mod nedrept, în mod repetat, în mod răutăcios, ascultă-mă, roagă-te la Dumnezeu să-ți dea răbdare, să stai liniștit, pentru că Dumnezeu se va implica și va soluționa problema în care ești. Va pune Dumnezeu mâna pe nuia și El se va lupta cu oamenii aceia. Nu te lupta tu, că luptându-te cu ei vei deveni ca ei, om fără minte. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți apere pricina. Dumnezeu, în universul pe care l-a creat, se simte responsabil să facă dreptate. Cum eu mă simt responsabil în casa mea să fac dreptate. Și dacă doi copii se ceartă, eu mă bag între ei și spun: băi, tu acolo, tu acolo. Încerc să fac dreptate în calitate de tată, mă simt responsabil să fac asta. Nu-i lasă să se bată, spun: bă, certați-vă că... Așa-i Dumnezeu în universul pe care El l-a creat. El se implică și face dreptate. Să știi că Dumnezeu va interveni și îți va face dreptate. Ascultă-mă, dacă dai cu pietre însă, fii atent, că va veni Dumnezeu și ți le va da înapoi. Dumnezeu îți face dreptate nu numai când ești bătut. Dumnezeu face dreptate și când bați pe altul.
În al treilea rând, absența omului din părtășia cu Dumnezeu l-a determinat pe Dumnezeu să realizeze că s-a întâmplat ceva cu omul. Omul se întâlnea în mod obișnuit cu Creatorul în răcoarea dimineții. Faptul că într-o dimineață n-a mai fost acolo, infidelitatea omului, trădarea omului, l-a determinat pe Dumnezeu să realizeze că s-a întâmplat ceva. Soluția greșită în al patrulea rând pe care omul a luat-o la problema lui, de asemenea l-a determinat pe Dumnezeu să intervină. Dumnezeu a văzut că omul are o problemă, a păcătuit. Dar pe lângă prima problemă, omul a luat o soluție greșită. În loc să se ducă la Dumnezeu să-i spună am păcătuit, omul a făcut a doua problemă, mărind-o pe prima și dublând-o pe prima, prin faptul că s-a ascuns de Dumnezeu. Nu e o soluție să minți ca să acoperi un păcat. Soluția e să recunoști că ai păcătuit și te va ierta și Dumnezeu și te vor ierta și oamenii. Spune adevărul, sunt un om, am greșit, am păcătuit, acesta sunt, dacă mă puteți ierta, iertați-mă, dacă vreți să mă omorâți cu pietre, omorâți-mă cu pietre, ăsta sunt, am vrut să fiu mai bun, n-am putut, dar când minți ca să-ți acoperi greșeala, aceasta este nedemn, este urât și nu te va ierta nici Dumnezeu, nu te va ierta nici oamenii. Această ambiție prostească de a demonstra că tu ești un înger este penibilă și ridicolă. Ești un muritor și din când în când alunești și tu ca oricare alt muritor. Să pretinzi că nu aluneci înseamnă că trăiești într-o alunecare permanentă. Aș vrea să închei spunându-vă că în al treilea rând, unde se ascund oamenii? De ce se ascund oamenii? De ce caută Dumnezeu oamenii ascunși? Unde se ascund oamenii? Oamenii se ascund în locuri foarte diferite. Unele dintre aceste locuri sunt foarte ciudate. Priviți, vă rog, că în primul rând oamenii se ascund în păcat. Acesta este cel mai obișnuit loc unde oamenii se ascund. Se ascund în păcat. Dumnezeu trăiește în sfințenie. Omul când păcătuiește, trăiește în păcat. Omul care trăiește în păcat nu poate avea niciodată părtășie cu Dumnezeu care trăiește în sfințenie. Ca să aibă părtășie cu Dumnezeu trebuie să iasă din păcat prin pocăință. Sau trebuie să-L înduplece pe Dumnezeu să coboare în păcatul în care trăiește el. Lucru care nu se va întâmpla niciodată. Dumnezeu n-a vrut să se asocieze cu păcatul lui Adam și Eva. Mai bine i-a deportat din Eden și i-a lăsat în starea de păcat, promițându-le izbăvirea, lucru pe care l-a oferit prin Hristos. Dumnezeu niciodată nu va coborî din neprihănire ca să trăiască cu tine în păcat și nici nu va accepta părtășia cu tine atâta timp cât trăiești în păcat. Trebuie să te pocăiești, pentru că pocăința e scara prin care ieși din păcatul în care ai trăit. Ei bine, primul loc unde oamenii se ascund în păcat. Aduceți-vă aminte de Roman, capitolul 1, versetul 29 la 31. Astfel au ajuns plini de orice nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, pornire răutăcioasă, șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, născocesc lucruri pentru care îți vine să râzi. Vă aduceți aminte de călugărul ăla care și-a dedicat viața lui Dumnezeu și s-a adus într-o mănăstire. Și mănăstirea aceea avea un administrator, stareț se numește. Și starețul acesta, popa cel mai mare peste mănăstirea aceea, a dispus 3 zile de post, nu mănâncă nimeni, nu bea nimeni. Dar călugărașii, care se simțeau forțați să facă asta și nu pornea din interior, făceau tot felul de șmecherii ca să mai mănânce. Și acesta până la urmă le-a luat sursele de făcut mâncare, de încălzit. Și după ce le-a luat toate sursele de încălzit, i-a și verificat să vadă, nu mai inventează ceva. Și s-a dus și s-a uitat prin gaura cheii la unul. Și l-a văzut că ăsta frigea un om la lumânare. Și atunci a deschis-o și a intrat peste el și a zis, nu ți-ar fi rușine? Te-am ajutat, ți-am luat sursa de făcut mâncare și tu ai inventat să faci ou la lumânare? Și el vrând să se dezvinovățească ca și Adam și Eva în grădina Edenului odinioară, a dat vina pe diavolul și a spus, să mă ierți, părinte, diavolul m-a pus să fac așa. Starețul se duce în rugăciune și spune, mustră-te, domnul, diavole, l-a învățat pe ucenicul meu să facă ouul la lumânare. Și diavolul răspunde, să nu te superi, starețule, dar nici eu n-am știut că se poate face ouul la lumânare. Nu l-am învățat eu, el l-a inventat. Noi totdeauna dăm vina pe diavolul, spunem, diavolul, șarpele, Eva. Noi niciodată, noi suntem buni de puși în tablou. Ascunși în păcat. Oamenii cred că dacă trăiesc în păcat, Dumnezeu nu-i găsește acolo. Când Dumnezeu va răscoli după tine și te va găsi acolo, mare îți va fi durerea și rușinea. Mare. În seara aceasta eu te sfătuiesc, ieși dacă ești acolo.
Dumnezeu îți oferă oportunitatea să ieși. Dacă tu nu ieși, te va scoate El. Dar când te scoate, Dumnezeu te jumule de acolo. Al doilea loc în care oamenii se ascund, oamenii se ascund în ateism. Biblia spune în Psalmul 53, versetul 1, nebunul zice, nu e Dumnezeu și dacă nu este, cui să mă închin? Nu mă închin la nimeni. El spune că nu e Dumnezeu, îl desfințează pe Dumnezeu prin necredința lui și mai apoi spune că el de aia nu se pocăiește, că nu există Dumnezeu. Dar nu există că el spune că nu există. Oamenii se ascund în materialism. Aduceți-vă aminte de Luca 12. A zis, ce voi face, că am multă bogăție? Și și-a făcut hambare noi, grânare noi și a zis, suflete, acum pregătește-te, mănâncă, bea, că te-ai pricopsit. Luca 16, era un om bogat care trăia în veselie, în bogăție, se îmbrăca în in, în purpură și n-avea în cap decât distracția. Oamenii ascunși și în materialism. Oamenii ascunși și în idolatrie. Roman, capitolul 1, versetul 25. Au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în loc să se închine făcătorului. S-au închinat făpturii în loc să se închine făcătorului. Oameni care se ascund în idolatrie. Și în ultimul rând, oameni care se ascund ciudat, bizar. Oameni care se ascund în religie. Credeți că sunt oameni care se ascund în religie? Da. Sunt oameni care se ascund de Dumnezeu în religie. Și oamenii aceștia sunt cei mai nefericiți oameni. Pentru că șansa ca ei să se pocăiască e cea mai mică, pentru că ei cred că sunt bine unde sunt. Dacă le propui să se pocăiască, ei spun, eu am credința mea, eu am religia mea. El crede, el confundă pe Dumnezeul cel viu și adevărat, care îl poate ierta, îl poate vindeca și îl poate mântui, cu o filozofie religioasă care nu-i folosește la nimic. Aduceți-vă aminte de Matei, capitolul 7. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Și va zice, vor veni unii la Domnul și vor zice, Doamne, n-am prorocit noi, n-am zis noi, n-am făcut noi, n-am predicat noi pe străzi. Și Domnul le va spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Pilda celor 10 fecioare, Matei 25. Mai pe urmă au venit și celelalte 5 și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. Și Hristos a spus, plecați de la mine că nu vă cunosc. Nu vă cunosc. Au avut candele. Au avut obiceiuri religioase, au fost alături de celelalte 5. Și Hristos spune, nu vă cunosc. Oameni ascunși în religie. Concluzii. Inițiativa relației spirituale cu Dumnezeu nu o are omul, și o are Dumnezeu. Nu omul a strigat din spatele tufișului, Doamne, caută-mă, mă! Nu. Dumnezeu a întrebat, unde ești, Adame? Inițiativa căutării o are Dumnezeu. Când ești bolnav, când ești amărât, când ești singur, poate aici și n-ai pe nimeni, poate părăsit, trădat, trântit la pământ, ascultă-mă, întărește-te și îmbărbătează-te, pentru că Dumnezeu te caută, Dumnezeu întreabă de tine, Dumnezeu vrea să te vadă, vrea să te vadă bucuros, senin, în stare de siguranță, de valoare de sine, vrea să ai semnificație. Apoi, tendința omului nu-i sfințenia, este păcatul. Apoi, indiferent de situație, soluția nu este să te ascunzi, ci soluția este să-ți recunoști vinovăția și să vii la Dumnezeu. Și aș vrea să închei și înainte de rugăciune să vă spun următorul lucru. Sunt cumva în viața ta locuri unde te duci și Dumnezeu nu este acolo? Adam tot timpul s-a întâlnit cu Dumnezeu în grădină. Era locul unde venea și el și Dumnezeu. Avea un loc comun de întâlnire. Într-o zi Adam și-a schimbat locul. Și în loc să meargă acolo unde mergea de obicei și se întâlnea cu Dumnezeu, Adam s-a dus în spatele unui tufiș. Dumnezeu n-a mers acolo. Pot veni locuri, pot fi în viața ta locuri în care te duci și Dumnezeu nu merge niciodată acolo. Și te miri că de ce nu vine Dumnezeu acolo. Dacă obișnuiești să mergi în locuri unde sunt jocuri de noroc, sau alte și alte și alte și alte forme de destrăbălare, ascultă-mă, Dumnezeu nu va fi niciodată acolo. Ești singur, ești părăsit și Dumnezeu, din locul unde vine de obicei, nevăzându-te prezent acolo, te întreabă unde ești. Ce crezi că întreabă Dumnezeu dimineața la ora 9? Știi ce întreabă? Iartă-mă că-ți spun adevărul. Știi ce întreabă? Întreabă unde ești.
și tu dormi pentru că sâmbătă, în loc să te curci la 10, la 11, la 12, te-ai curcat la 3, la 4. Dar te-ai curcat pe timpul Dumnezeu și a doua zi n-ai mai venit la biserică că ai fost obosit. N-ai fost obosit pentru că ai mers în misiune, ai fost în downtown. Și acum pe spinarea și pe banii și pe timpul lui Dumnezeu, duminică dimineața stai și te odihnești. Este cinstit așa. Stă Dumnezeu în locul ăsta unde te întâlnești cu El de obicei. Când ești în necaz, știi unde să te întâlnești cu Dumnezeu. Când îți merge bine, unde te duci? Ce cauți tu acolo? Spune-mi sincer, ce cauți tu acolo? Locul tău nu e acolo. Dacă te-ai dus până acum în astfel de locuri și știi bine că Iisus nu a fost acolo, spune-i în această seară Domnului: Doamne, mi-e rușine de unde am fost. Știu că Tu n-ai fost cu mine acolo. Știu că Te-a ofensat prezența mea în locul ăla, Doamne. Îmi cer iertare. Te rog în numele lui Iisus, iartă-mă și dă-mi puterea să nu mai mă duc niciodată în locul acela unde nu ești Tu. Dă-mi putere să merg doar unde ești Tu. Dă-mi putere să merg doar pe drumurile pe care ai mers Tu. Să merg doar în locurile în care ai mers Tu. Să fac doar ce ai făcut Tu, să spun doar ce ai spus Tu. Unde ești Tu? Seara, noaptea, dimineața, ziua, unde ești? Unde ești, omule, când se adună sfinții la rugăciune? Unde ești, omule, când te așteaptă Dumnezeu să faci un bine? Unde ești? Aș vrea în această seară să stăm în fața Domnului, în fața acestei întrebări și să nu privim la întrebarea aceasta ca la o predică, ci ca la o realitate. Sunt în viața ta locuri unde ai fost și ți-este rușine? Spune-i Domnului în seara asta că îți pare rău și roagă-L să-ți dea putere să nu te mai duci niciodată acolo. Restul vieții petrece-l doar în locul unde este prezent Dumnezeu. Aș vrea și pe dumneavoastră și pe cei care sunt online cu noi în seara aceasta să vă invit la un moment de întâlnire cu Domnul. Să ne rezolvăm problemele cu Dumnezeu, să nu ne ascundem. Să-i spunem: Doamne, am greșit, iartă-mă și dă-mi putere să nu mai fac. Să trăiesc la picioarele Tale restul vieții. Vă invit, scumpă biserică, să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.